Bun venit la o nouă conversație asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea, de data aceasta alături de prietene deja vechi de ale voastre și prietene foarte dragi mie, Magda și Lidia. Bine ați revenit! Bine te-am regăsit! Cum sunteți de când nu ne-am văzut? Nerăbdătoare să revenim! Nerăbdătoare! Ne așteaptă o conversație lungă înainte și plină așa cu foarte multe, pentru că astăzi vom merge într-o zonă pe care Magda cred că a semnalat-o prima dată și împreună cu subiectul a semnalat și existența unui articol, unui blog care a devenit de altfel foarte viral, mai ales în cercurile evanghelice, publicat de Desiring God. Și care în linii foarte mari vorbește despre ideea asta de modestie și evident se leagă și de îmbrăcăminte. Cred că cel puțin ce a făcut extraordinar de bine articolul ăsta este că a dus în atenția multora o conversație care cred eu că trebuie să se întâmple mult mai des. Atât despre omul din lăuntru, cât și despre omul din afară. Și asta vom încerca să facem și noi de data aceasta. Poate că Magda ne vei spune tu câte ceva mai încolo din articolul ăsta sau câteva idei de acolo, dar cred că pentru a putea să discutăm despre modestie și modestia în contextul vestimentației, trebuie să înțelegem un pic că există și o teologie a îmbrăcămintei. Există și o teologie a goliciunii. Și voi încerca să fiu se poate de sumară, dar cred că sunt niște lucruri care dacă pornim de acolo, s-ar putea să gândim cu totul altfel și aspectul acesta al modestiei și al felului în care ne alegem hainele sau ținutele și așa mai departe, dar și comportamentul, că nu se rezumă totul doar la vestimentație, dar poate că ăsta este unul dintre cele mai evidente lucruri, primele care se văd, nu? Și mie mi s-a părut foarte interesant, m-am inspirat dintr-o carte din care s-a inspirat și Magda, fără să știm. Este o carte care, din păcate, nu este tradusă în limba română, se cheamă Unseduced and Unshaken. Sunt o colecție de eseuri serioase din partea mai multor femei. O vom pune pe social media pentru că cred că este o carte foarte consistentă și vorbește și despre aspectul acesta al modestiei, dar acolo se pune în discuție exemplul acesta al lui Adam și a Evei, experiența lor. Și dacă ne uităm la experiența lor, vom vedea că starea lor inițială de existență era, în starea lor inițială de existență, erau complet goi și complet lipsiți de rușine. Și această lipsă de rușine nu survenea în urma faptului că ei pricepeau că erau perfecți și că n-aveau ce imperfecțiuni să-și ascundă. Însă se aflau într-o relație și într-o comuniune atât de deplină, dacă pot să spun așa, cu Dumnezeu și unul cu celălalt, încât n-aveau nevoie aceasta de a se ascunde. Interesant este însă ce se întâmplă în momentul în care intervine păcatul, intervine căderea. Acea lipsă de rușine se transformă într-o viață plină de rușine și ca urmare lipsa aia de goliciune se acoperă. Dintr-o dată goliciunea se acoperă în urma rușinii. Și cred că din această perspectivă, dacă aș putea să spun așa ca un sumar al ceea ce înțeleg eu ca o teologie a îmbrăcămintei, este că îmbrăcămintea ne aduce aminte și de faptul că am păcătuit, de faptul că suntem păcătoși, de faptul că a existat o cădere și deci ne amintește de nevoia de Dumnezeu, ăsta ar fi al doilea lucru, Dumnezeu care vine și ne acoperă. Interesant este că Adam și cu Eva, în momentul în care își dau seama, se ascund unul de celălalt, culeg niște frunze, fac ce pot și după ce se întâlnesc din nou cu Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Le face haine. Le face haine. El le face haine. El este primul designer vestimentar. Și îmbracă. Și îmbracă. Și mai departe, foarte interesant să vedem cum mai apoi în Noul Testament, Pavel, deci vedem corespondentul acesta al îmbrăcămintei efective, vedem corespondentul în viața spirituală, pentru că Pavel folosește foarte des
ideea aceasta de și în Roman, și în Efeseni, și în Coloseni, de a ne îmbrăca cu omul cel nou. Ba chiar în Roman, că mai devreme, înainte să începem noi emisiunea, ziceai tu de Roman 13, zice la un moment dat așa, dimpotrivă, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii voastre ca să împliniți poftele. Asta e un pasaj în care vorbește despre veghere și curăție. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și mai mult, și asta e ultimul lucru pe care l-aș zice, e interesant să ne gândim un pic și la scena crucificării. Ma, în filme, în icoane, cruci și alte cele, vedem un Iisus sumar acoperit. Dar în realitate, acest Iisus era complet gol. Ce rușine! Nu? E un moment crucial în care El îndură toată rușinea aceea goliciunii. Și ce face? Ne îmbracă cu mântuirea. Deci, dacă e să ne uităm la conceptul de îmbrăcăminte în profunzimea lui, cred că ar trebui să ni se schimbe un pic percepția. Însă, eu identific o altă problemă mai ales în societățile moderne, că se cam distorsionează și ideea de goliciune. Adică nu mai avem o problemă cu goliciunea. Nu știu dacă mai avem o problemă cu rușinea. Și asta e întrebarea mea pentru voi. Cum vedeți voi? Care sunt, de fapt, problemele legate de acest subiect? Că, în mod normal, goliciunea după cădere, da, atrage rușinea. Mai avem rușine? Nu mai avem rușine. Când ne îmbrăcăm, ne mai gândim la... simțim rușinea în noi sau nu? Cred că societatea actuală vrea să ne inducă oarecum ideea că rușinea e o problemă și trebuie să scăpăm de ea și cumva să nu mai avem nicio inhibiție, să nu comporte cât de natural vei tu, fii tu însuți, știi, cumva să lăsăm deoparte rușinea. Dar dacă ne întoarcem la textul ăsta din Genesa, vedem că atunci când lor le-a fost rușine, Dumnezeu nu le-a zis, stați liniștiți, nu vă fie rușine. Nu, le-a făcut haine, ceea ce înseamnă că rușinea, totuși, după căderea în păcat, e ceva ce... ar trebui să fie, să luăm în considerare, știi? Nu e ceva ce trebuie să lăsăm deoparte cum se vrea acum și cum suntem încurajați. Știi? Că a practica asta vezi acum, să nu mai ai rușine, niciun fel de inhibiție, absolut nimic. Știi? Dar dacă te întorci la textul biblic, vezi că totuși rușinea nu e chiar așa de negativă cum vrea să o facă societatea să pară în zilele noastre. Asistăm clar la o decădere morală a societății și goliciunea este privită altfel acum, este înțeleasă altfel. Dacă în grădina Edenului goliciunea era atunci când lumea era perfectă, nu pătrunsese păcatul încă în lume și atunci goliciunea era, dacă vreți, un simbol al purității, al nevinovăției, atunci, după căderea în păcat, lucrurile s-au schimbat. Pentru că tocmai acest simbol al purității și al nevinovăției a devenit, de fapt, un simbol al păcatului. Goliciunea reflecta vinovăția. Vinovăția omului care a căzut prin neascultare de Dumnezeu. Ce vedem astăzi în societatea actuală este complet diferit de ceea ce am văzut în grădina Edenului. Când Adam și Eva și-au dat seama, au conștientizat goliciunea, deci vinovăția, au avut imediat tendința de a se ascunde, de a fugi, de a-L evita pe Dumnezeu până la urmă, de a evita confruntarea cu un Dumnezeu sfânt, perfect, care i-a creat pentru glorificarea Lui și nu pentru păcat. Aș spune că încercarea lor, timidă, de a-și rezolva problema, pusându-și acele șorțulețe din frunze de smochin, n-avea cum să rezolve o problemă atât de mare, de fapt. Sigur, Dumnezeu îi pedepsește, îi alungă, dar iubirea de Tată Creator se manifestă. Le spune care sunt consecințele, însă face primul sacrificiu din istoria omenirii și le face haine din piele. Deci a trebuit să moară un animal sau nu știm câte, că nu se specifică. Nu știm câte ținute. Dar a fost nevoie de acea vărsare de sânge pentru atunci, pe care o regăsim când mielul lui Dumnezeu ia asupra lui păcatul
lumii printr-o singură jertfă prin care ne dă mântuirea de la primul Adam pentru toți cei care o acceptă până când se va încheia totul. Acum, frumusețea este că ei au simțit rușinea. Societatea actuală nu mai simte rușinea. Dimpotrivă, îi condamnă, dacă vreți, pe cei care promovează această idee de rușine cu privire la goliciune. Adică, practic, suntem încurajați să abordăm, să aderăm la această cultură sexualizată pe care o propune societatea și nu mai avem rușine. Pur și simplu. Am amorțit, cred că ne-au amorțit foarte multe simțuri. Am amorțit conștiința, am amorțit prezența Duhului Sfânt în viețile noastre, care povesteam pe mașină încoace. Cum se poate ca între anumite cazuri de oameni care sunt credincioși, sunt sau nu sunt, asta ei știu, dar iau decizii foarte proaste când vine vorba de cum se prezintă în societate, dincolo de vestimentație și vestimentația, dar și comportamentul și toate astea, ce atrag, ce exprimă. Și ne dăm seama că suntem probabil acaparați de alte lucruri și efectiv se amorțește prezența aceasta Duhului Sfânt și nu mai percepem. În schimb, vorbeam într-o altă emisiune, vegheria și viața de creștin nu se întâmplă de la sine niciodată. Și atunci reversul ar fi că distrugerea asta, amorțirea asta a simțurilor, asta se întâmplă de la sine dacă nu suntem atenți. Știi? Nu mai înțelegem ce înseamnă goliciune, dar mai înțelegem nici ce înseamnă puritatea. Nu, pentru că valorile sunt răsturnate. Societatea pune o presiune pe noi și vine cu o agendă complet diferită de normele și de conduita creștină. Trăim într-o societate în care Dumnezeu nu există, prin urmare păcatul nu există, prin urmare de ce ne-am rușinat de fapte rușinoase care, dacă suntem sinceri, multe sunt generate de goliciunea care provoacă la păcat. Asta se întâmplă atunci când expunem ceea ce este intim, ceea ce este creat pentru puritate și expunem pentru întrebuințare la păcat, atunci se produce acest dezechilibru. Și cred că e interesant să observăm că spuneai tu și de asta, cum, ba din contră, mai ales societățile occidentale, condamnă sau critică sau ridiculizează pe cei care, sau mai ales pe cele care, că de obicei la femei e problema asta mai mult, pe cele care sunt foarte, poate că mai mult decât decente, știi? Ne uităm, nu știu, ne uităm și la culturile musulmane, da? Când vezi o femeie acoperită din cap până în picioare, te uiți la ea, ce-i și cu ciudata asta? Aproape cu părere de rău, știi că trebuie să fie acoperită. Exact. Și totuși, ce facem când, și poate aici tranziționăm un pic înspre subiectul tău, Magda, că cred că regulile ne ajută într-o măsură. Cred că unii oameni funcționează mai bine dacă le pui un set de reguli, așa da, așa nu. Și totuși nu e suficient, nu? Pentru că regulile de multe ori sunt percepute ca fiind cum am și zis, ridicole sau prea restrictive, intervine elementul cultural, e foarte greu să creezi seturi de reguli pentru fiecare context. Trebuie să vedem lucrurile și în prin prisma culturii un pic și ce înțelege sau cum se comportă lumea. Și totuși de multe ori ajungem că dacă noi avem o intenție bună, dacă noi chiar avem o intenție bună și nu ne dorim să atragem atenția sau să ieșim în evidență, dar totuși Se întâmplă. Cum, nu știu, evităm situațiile astea? Apropo de ce ziceai mai devreme, de persoane care poate se identifică ca fiind creștini, dar totuși reflectă sau poți să vezi în viața lor anumite decizii greșite în ce ține aspectul, poate, sau cum se comportă în societate și cred că fiecare dintre noi am auzit la un moment dat sau altul expresia asta, ce în interior contează, ce în inimă contează, și una dintre implicațiile acestei fraze e
că trupul sau exteriorul e o chestiune secundară. Da, pentru că noi tocmai am vorbit puțin despre teologia trupului, ne dăm seama că viața creștinului e foarte importantă. Și asta înseamnă că noi nu putem să folosim scuza asta că doar interiorul contează pentru a ne purta irresponsabil cu față de trupurile noastre. Și aici cred că putem vorbi despre mai multe probleme, poate și chestiuni ce țin de alimentație sănătoasă sau obiceiuri nocive pentru trup. Însă, așa cum ziceai și tu, Adelina, astăzi o să aducem mai mult în discuție tema asta a decenței în îmbrăcăminte. Și probabil că una dintre cele mai frecvente capcane în care cădem cu privire la acest subiect e tocmai tendința asta de a ne crea un set de reguli cu privire la ce ar trebui sau nu să purtăm. Dar așa cum spune și Stacy Parley Johnson, pe care o să o parafrazez puțin, o listă de reguli cu privire la cum să te îmbraci nu e același lucru cu înțelegerea motivului pentru care purtăm de fapt haine. Și cred că a reduce decența la un set de reguli înseamnă a avea o viziune oarecum legalistă asupra modului în care trebuie să ne îmbrăcăm, fără să mai înțelegem de fapt de ce facem ceea ce facem. De cealaltă parte a balanței sau în cealaltă extremă, dacă vreți, avem viziunea conform căreia pe Dumnezeu nu-L interesează de fapt ce purtăm. Și ambele sunt extreme și nesănătoase pentru noi. Și dacă ne întoarcem la teologia trupului, Apostolul Pavel spune în felul următor în 1 Corinteni 6: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț? Și aici din nou ne întoarcem la jertfa lui Iisus și la paralela dintre Genesa și momentul de pe cruce. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și două lucruri ar vrea să scot în evidență din versetul ăsta. În primul rând, faptul că trupul e la fel de important ca și Duhul, și Apostolul Pavel ne spune că ambele, atât trupul cât și Duhul nostru, sunt ale lui Dumnezeu. Și apoi faptul că aici e surprinsă o schimbare de perspectivă, dacă vreți, dintre care ar trebui să aibă loc în viața creștinului. Și pornim de la la setul ăsta de reguli, cum ar trebui, ce pot să port, ce nu pot să port, la perspectiva asta centrată pe slăvirea lui Dumnezeu în trupul nostru și implicit în modul prin care ne îmbrăcăm. Și prima întrebare pe care vreau să vă adresez e: cum putem totuși să avem parte de schimbarea asta de perspectivă în viețile noastre? De la un set de reguli la a mă îmbrăca și a mă comporta sau a mă raporta la trupul meu în așa fel încât să-L onorez pe Dumnezeu. Lidia? Aș spune că ai făcut referire la faptul că Dumnezeu privește la inimă. Oare înseamnă acest lucru că pe Dumnezeu nu-L interesează cum arătăm, cum ne îmbrăcăm? Nu, dimpotrivă. Faptul că privește la inima noastră chiar întărește preocuparea Lui pentru felul în care ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm într-un anume fel pentru a reprezenta pe cine sau ce. În spatele modului în care ne alegem ținutele vestimentare ca femei, și aș nuanța, ca femei creștine, care se presupune că suntem născute din nou, da, și din Hristos, ar trebui să existe acea motivație de a trăi pentru Hristos, pentru glorificarea Lui. Și atunci, dacă ceea ce este în inima mea când spun că eu sunt o femeie care vrea să asculte de Dumnezeu, vrea să trăiască prin El și pentru El, ce se întâmplă când mă îmbrac împotriva a ceea ce spun? Și menționai, Adina, și tu setul ăsta de reguli care categoric cumva trebuie să le avem, știi? Adică nu cred că e greșit să ne setăm niște standarde sau niște reguli pe care noi să le cunoaștem, știi? Dar mă gândeam la faptul că regulile astea la fel de bine le poate avea și o persoană necreștină din diverse motive, știi? Adică nu se rezumă strict la viața de creștin. De aia cred că pentru noi e mult mai mult decât un set de reguli. De aia e dincolo de setul ăsta de reguli, e motivul din spatele regulilor, știi? Motivul care e ceea ce ne animă, știi, cum zici tu, relația noastră cu Hristos și ce vrem să arătăm prin modul în care ne îmbrăcăm. Cred că totul trebuie să izvorească din identitatea noastră.
Și din identitate, evident, generează motivația și motivația celelalte decizii. Însă, să știi că eu nu sunt atât de... Deci nu sunt deloc, de fapt, contra unui set de reguli, pentru că, spuneai tu, Lidia, ai folosit expresia asta, ce facem atunci când ne îmbrăcăm împotriva ceea ce spunem că suntem. Uneori, apropo de ce ziceam și mai devreme, nu mai discernem. Suntem distrase de social media, de ce vedem, ni se pare cool, ni se pare interesant, e la modă, mai știu eu ce. Și atunci, sau nu știm să discernăm foarte bine contextul în care ne aflăm, contextul cultural, contextul bisericesc. Gândiți-vă că până ziua de astăzi mergem, vizităm mănăstiri, ce ți se dă la mănăstire? Un șorț, nu? Și se dă o fustă. Și pe cap. Și pe cap, adică trebuie să înțelegem și contextele. Uneori, nu știu dacă e din lipsă de educație sau e din lipsă pur și simplu de conștientizare, nu ne dăm seama de niște criterii. Nu suntem sensibile la context. Exact. Și atunci, cred că în contextele astea ne ajută foarte mult regulile. Dar, evident, trebuie lucrat aici, cred că se rezumă la fiecare. În dreptul fiecare acum, cu ce ne hrănim inima, cum ne hrănim relația noastră cu Dumnezeu, cum ne hrănim credința. Și cred că, ca și cu orice alt lucru, e nevoie de oameni în jurul nostru, în care avem încredere, a căror viață de credință o știm și care pot să vină să ne spună: a, de cred că astăzi, sau cred că ar trebui să te duci înapoi acasă și să te schimbi, sau nu știu. Mi-ar plăcea să nu existe situația atât de extremă, dar dacă se întâmplă vreodată și nu ne dăm seama, să avem genul ăla de oameni. Articolul despre care pomeneam vorbește și despre poliția vestimentară. Și cunoaștem genul ăsta de oameni care vor critica mereu absolut cu orice te îmbraci. Și totuși, avem nevoie și de asemenea oameni care să vină să-ți spună: măi, uite, în dragoste și în bunătate, nu cred că e ok. Și mă gândeam la setul ăsta de reguli. Până la urmă, și el de unde izvorăște, știi? Că regulile nu sunt limitative, în sensul în care uneori tindem noi să credem, știi? Ele, pur și simplu, ne setează niște cadre sănătoase de multe ori. Știi? Și aici pornim tot de la inimă. Și dacă ești într-o relație corectă cu Dumnezeu, știi? Atunci El o să-ți dea înțelepciune și regulile astea, să știi cum să le... Știi? Să nu mergi nici într-o extremă, nici într-alta cu ele, știi? Și... vreau să întăresc și eu ideea asta și cred că e foarte important ce zici și tu, să ai oamenii ăștia în jurul tău. Și de multe ori s-ar putea să fie persoane din familia ta, știi, să zică: uite, nu poți să ieși așa din casă, sau nu-i potrivit să mergi așa acolo, sau diverse comentarii de genul ăsta care să te ajute, știi, să sfaturi din astea sănătoase. Și poate că ar trebui să recunoaștem că există o autoritate a scripturilor privind stilul nostru vestimentar, etica vestimentară pe care o abordăm. Poate că nu e vorba atât de granița asta sau de extremitățile legalism-libertinism, ci este vorba, de fapt, până la urmă, de curăția inimii, dar și de o obligație, de o cerință biblică, de a respecta niște principii. Spre exemplu, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dacă eu vreau să mă sfințesc într-adevăr, cum aș putea să nu țin totuși cont de niște reguli? Că Dumnezeu ne spune, găsim în Scriptură, cum să ne îmbrăcăm, cum ar trebui să ne îmbrăcăm, ce trebuie să poarte femeia. Ea, și găsim în Proverbe, nu? Ea se îmbracă cu tărie și slavă. Tot în Proverbe, tot aici, versetul acesta, dar tradus altfel: cu putere și demnitate. Ea se îmbracă cu putere și demnitate. În momentul în care eu aleg să plec din casă cu o ținută sumară sau care lasă la vedere anumite părți ale corpului care pot să funcționeze ca niște magneți pentru cei din jur, devin o sursă de păcătuire. Apropo de motivație, poate nu m-am gândit, poate că nu mi s-a părut atât de... Dar până la urmă, chiar dacă în inima mea n-a existat o motivație ascunsă să mă îmbrac intenționat într-un anume fel pentru a seduce, pentru a fi atrăgătoare, pentru, eu știu, a atrage toate privirile din jur și a ieși în evidență, totuși ceea ce se vede, înainte ca omul să ne vadă inima, ceea ce se vede este ce arătăm la exterior.
Și apropo de ce ziceai de autoritatea Scripturii, o să încerc să traduc în timp ce citesc acum un citat și zice și aici că dacă după ce ai înțeles că modestia și implicit în îmbrăcăminte vine din sfințire, ai înțeles și faptul că tu nu poți să decizi pentru tine cu ce să te îmbraci sau nu, pentru că vezi, ne întoarcem la autoritatea Scripturii, există două posibilități. Prima e că n-ai înțeles de fapt faptul că modestia vine din sfințire și a doua e că ai înțeles, dar respingi lucrul ăsta. Prima e o neînțelegere, a doua variantă reprezintă un păcat. Știi? Și așa cum zici tu, dacă tu știi că tu trebuie să te supui autorității Scripturii, chiar și în ce ține de felul în care tu te îmbraci, dacă alegi să respingi lucrul ăsta și să respingi autoritatea Scripturii, să zici, nu, pe Dumnezeu nu-L interesează, El nu-i preocupat de lucrul ăsta, atunci asta e deja un păcat. Iarăși, cred că dorința asta constantă de a ne sfinți ne va ajuta să înțelegem și ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu putere și cu slavă. Că nici pe asta nu ne înțelegem. Relația asta cu Dumnezeu și faptul că stăm și căutăm în mod constant să învățăm. Și dacă greșim, mergem și ne întoarcem înapoi și vedem, ok, ce pot să fac diferit? Cum ar trebui să mă schimb? Mă sfătuiesc cu niște oameni. Trebuie în mod constant să ne uităm, da, și la motivație, la relație și la setul acela de reguli, pentru că eu îmi dau seama că trăim într-o, cel puțin în partea asta de lume, trăim cumva între cel puțin două extreme. Da? Ne gândim, mai ales în contextele evanghelice, da? Gândiți-vă prin ce biserici am crescut și biserici care încă sunt multe, în care gândiți-vă că aveam discuția aceasta și încă se poartă discuția despre e ok sau nu e ok să porți cercei. Mm-hmm. E ok sau nu e ok să porți pantalon în unele contexte. Versus un occident care propune din ce în ce mai multă permisivitate. Inclusiv în spațiile evanghelice sau în spațiile religioase, ca să nu ne limităm doar la spațiile evanghelice. Deci trăim așa între cu un pic două lumi, știi, dintr-o parte. Apropo de legalism, fugi dintr-un, vrei să scapi de un legalism și da, e în cealaltă extremă în care totul este permis. Da, pentru că societatea tocmai asta promovează. O viață fără reguli. O viață fără reguli. Sau fii o viață cine... cu fiecare cu regulile lui. Da, fiecare face pentru ce-i plac. Relativizăm totul. Dar atunci am fi centrate pe eul nostru și nu pe eul nostru transformat, curățit prin acceptarea mântuirii. Și prin primirea lui Hristos în viața noastră. Probabil că tocmai de aceea și găsim în Scriptură, în Coloseni, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Iată care sunt câteva articole, dacă vreți, vestimentare, între ghilimele, cu care ar trebui să ne îmbrăcăm. Dacă ne îmbrăcăm cu aceste articole vestimentare în omul din lăuntru, atunci nu cred că ne mai paște acest pericol la exterior de a alege să atragem, să fim pe placul celor din jur. Mai există și un aspect interesant, îl povesteam, l-am trimis și notițele conversației noastre, dar povesteam tot cu Lidia pe mașină încoace despre un aspect așa, interesant, când cum luăm deciziile astea legate de modestie când nu ne cunoaște nimeni? Pentru că acolo parcă se întâmplă așa un switch. Mergem în concediu sau nu neapărat mergem în concediu, mergem, nu știu, mergem în alte locuri în care, mai ales dacă e altă țară, care nu ne cunoaște nimeni. Și în care nu interacționăm neapărat cu nimeni ca să trebuiască să, nu știu, dăm dovadă de credința noastră. Ei, cum ne luăm deciziile atunci? Că se întâmplă acel switch în care parcă ne permitem un pic mai multe, că nu ne cunoaște nimeni. Dacă mă întrebai acum câțiva ani, ziceam că pot să fie standard diferit. Acum nu mai merge. Acum nu mai merge așa. Și știi la ce mă gândeam? E faptul că noi tocmai am stabilit că regulile astea sau cumva criteriile după care noi ne alegem îmbrăcămintea vin din Scripturi. Nu vin de la noi, nu le stabilim noi și nu le stabilește nici cultura. Și le stabilește Dumnezeu. Și atunci... n-am văzut în Scriptură excepția, uite, mai puțin când mergi în concediu, îmbrăcați-vă cu așa sau așa, mai puțin când sunteți altundeva sau... Știți, dacă principiile astea și evident că se aplică oriunde mergem,
cred că așa ar trebui să și deciziile noastre să rămână ancorate. Ne întoarcem înapoi la rușine. Că mai degrabă ne este rușine de oameni, de oamenii pe care îi cunoaștem, decât de Dumnezeu însuși. Exact. Și o discrepanță între această rușine și reverența pe care o dăm lui Dumnezeu. Și cred că are legătură și cu felul în care înțelegem obligația noastră de a ne îmbrăca așa cum ne spune Scriptura. Atunci când plecăm din contextele obișnuite în care ne aflăm, școală, lucru, apare renunțarea la reguli în general, la obligații în general, la cerințe. Și atunci pot să fiu altfel. Dar dacă în inima mea chiar s-a produs schimbarea, dacă inima mea chiar a fost curățită la cruce, dacă într-adevăr eu caut să fiu o femeie evlavioasă, dacă într-adevăr vreau să urmăresc sfințirea, atunci cum? Când sunt în concediu, iau pauză de la toate aceste lucruri. Pun femeia creștină pe pauză și scot la iveală cu totul și cu totul altceva. Și iarăși intru, cumva intri în contradicție cu ceea ce afirm că sunt copilul lui Dumnezeu, că vreau să fiu o femeie după placul lui Dumnezeu, vreau să mă îmbrac cu tărie și slavă, dar în același timp, pe aici, pe acolo, mai fac câte o excepție, că oricum nu mă văd colegii, nu mă văd prietenii, nu mă vede biserica, dar oare trebuie să fim cuvincioase și decente doar când suntem în biserică? Doar când mergem la rugăciune? Sau în fiecare zi a vieții noastre, oriunde ne-am aflat și în orice context suntem. Și totuși, ce facem cu o nevoie naturală, aș zice, de a fi plăcute, de a fi admirate, de a fi apreciate? O supunem lui Hristos. Amin. Cred că asta trebuie să facem. În teorie sună bine. În teorie sună foarte bine. Există, într-adevăr, această nevoie a noastră, a tuturor oamenilor, de a fi plăcuți, de a fi dezirabili, de a fi o companie agreabilă. Și atunci ajungem uneori în pericolul conformismului. Altfel spus, în pofida apartenenței noastre la Hristos, a credințelor, a convingerilor noastre biblice, ni se poate întâmpla ca sub o anumită presiune socială să ne abatem de la principiile noastre, de la trăsăturile care creionează creștinul din noi. De ce? Doar pentru a fi pe plac, doar pentru a fi populare, dacă vreți, la un moment dat, în cercurile în care ne aflăm. Sunt și probabil că fiecare dintre noi ar trebui să fim atente la indiciile care trag niște semnale de alarmă că suntem pe punctul de a acționa mai mult pentru a fi pe placul celor din jur decât pe placul lui Dumnezeu. Probabil că nu trebuie să fim niciodată în necunoștință de cauză cu privire la presiunea pe care societatea o pune pe fiecare dintre noi. Și știm că lumea zace în cel rău și uneori agresiv, alteori subtil, va face orice pentru a ne atrage de partea ei. Cât de mult ne lăsăm atrași de lume, depinde foarte mult de cât de ancorați suntem în Hristos. Cât de mult prețuim apartenența noastră la Hristos, mai mult decât apartenența noastră la lume, la societatea actuală. Întrebările care s-ar ridica aici sunt: când și cum ne dăm seama că devenim la un moment dat conținuturi modelate de prieteni, de colegi, de cei care ne urmăresc pe social media? Și un posibil răspuns ar fi că ne putem da seama atunci când căutăm să ne încadrăm cumva în formele și tiparele lor. Căutăm să atragem like-urile lor, aprecierile lor, aprobarea lor și vine în Galateni Apostolul și ne spune: caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Dacă am avea acest gând în noi,
ori de câte ori ne aflăm printre oameni, ori de câte ori facem anumite lucruri sau ne purtăm într-un anume fel. Oare care ar mai fi răspunsul? Care ar mai fi atitudinea noastră? Și acolo, desigur, depinde de fiecare să se cerceteze. Pentru că dacă într-adevăr căutăm să fim pe placul oamenilor, atunci nu mai suntem robii lui Hristos. Spre exemplu, Pavel s-a întors 360 de grade și prin atitudinea lui sigur că a atras opoziție și dezaprobare publică, dar pe el nu l-a deranjat să nu fie ca lumea. Dimpotrivă, el a continuat să fie, dacă vreți, incomod prin mesajele lui, deranjant, să promoveze o evanghelie curată, nu una care să fie pe placul celor din jur și să le gâtile diluată. Exact, exact. Asta arată că el era făptură nouă în Hristos și suntem avertizați să nu iubim lumea, nici lucrurile din lume, dar când noi facem pe placul lumii, ce arătăm oare? Iubim mai mult lucrurile de sus? Vestim o evanghelie prin ceea ce comunicăm, prin cine suntem, prin comportamentele noastre sau ne îndepărtăm de fapt tot mai mult de apartenența noastră la Hristos? Ce facem pentru a nu cădea în acest pericol al conformismului? Ce faceți voi? Te las pe tine, Magda. Mai întâi. Ce fain, ne-am uitat deja. Aș menționa din nou și cred că merită menționat de cât de multe ori se poate importanța vegherii. Pentru că tu numai când ești bine ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, poți să nu te lași clătinat de tot ce vine din lume. Și din lume o să vină o grămadă de curenți, să zic așa, știi, cu tot felul de idei, ideologii, diverse lucruri care să-ți spună cum să trăiești viața altfel decât îți spune cuvântul lui Hristos, știi? Și atunci, cred că de asta și noi, ca și, ce binecuvântare, știi, cuvântul lui Dumnezeu, că El ne dă direcție, știi, ne spune, numai noi ce trebuie să facem? Să punem mâna pe El și să vedem cum trebuie să trăim. Și atâta timp cât noi veghem și suntem bine, bine ancorați acolo, atunci cred că nu o să fim duși de val încoace și încolo, știi? Cred că e greu, pentru că, pe de altă parte, avem și sau ideea asta de a fi relevanți pentru lume, știi? Ne dorim și să fim relevanți pentru lume, pentru că, evident, noi trebuie să spunem Evanghelia lumii, trebuie să o trăim, știi? Dar trebuie să găsim cumva balanța sau echilibrul ăla, dacă vrei, să noi să fim în lume, dar să nu fim ai lumii, știi? Și asta putem face numai întorcându-ne din nou și din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Confundăm prea mult relevanța cu apartenența, apartenența, cu importanța, cu realitatea, cu ce vreți voi. Eu mă mai gândesc foarte practic, pentru că cred că, iară zic, cred că e o dorință naturală să vrem să fim plăcute, să vrem să primim aprecieri. Uite, eu, de exemplu, cred că am mai zis asta și într-altă ocazie, cu cuvinte de apreciere și de admirație, păi pot să-mi spui acum un cuvânt de ăsta bun și îl țin în inima mea, mă duce, mm-hmm. mă duce departe, mă duce foarte departe. Nu e o problemă că ne dorim genul acesta de apreciere, că vrei să fii, mai ales noi ca și femei, vrem să fim plăcute. Însă, cât de aproape de noi este adevărul ăsta, îmi suna în minte, cum se zice în Scriptură, că în engleză zice că Dumnezeu delights in us. E un cuvânt aparte. Își găsește plăcerea, se bucură. E așa când, nu știu, când ne gândim noi la ceva pe care savurăm foarte mult și ne place și ne găsim toată plăcerea acolo, ăsta e Dumnezeu. Așa face Dumnezeu cu inima unui credincios, cu viața unui credincios. Dacă noi trăim adevărul ăsta și realitatea asta și primim dragostea asta din partea lui Dumnezeu, nu vom mai căuta noi să fim acceptați, nu vom mai căuta noi să ne conformăm. Și Dumnezeu ne cunoaște inima. El va duce oamenii potriviți care să ne dea complimentul potrivit și să ne dea încurajarea potrivită și să ne facă să ne simțim bine în timp ce noi ne bucurăm de Dumnezeul care își găsește plăcerea în noi.
Asta mi se pare că acolo nu înțelegem, nu pricepem realitatea asta și foarte rar ne întoarcem la cât de mult se bucură de fapt Dumnezeu de noi, că avem impresia că Dumnezeu nu-i suficient. Mm-hmm. Și când Dumnezeu nu-i suficient, vom căuta mereu între alte locuri. Mm. Și cred că un alt indiciu ar fi, îmi vine acum aminte, să-ți pui întrebarea asta, cât de mult mă deranjează sau mă afectează atunci când nu primesc aprecierile astea din partea oamenilor, știi? Atunci când nu primesc like-urile de care ziceai, atunci când nu simt că aparțin așa cum mi-aș dori, știi? Și atunci, dacă lucrurile astea mă afectează extrem de mult, adică, nu știu, întrerup mersul vieții mele și eu nu mă mai pot concentra pe ce am de făcut, pe slujire sau pe alte lucruri, pentru că tot timpul mă gândesc, uai, nu primesc apreciere, n-am primit numai atâtea like-uri, uite ce s-a întâmplat, știi? Cred că ăsta e un indiciu bun că nu suntem ancorați așa cum trebuie și că nu ne luăm identitatea de acolo, din faptul că Dumnezeu trebuie să-și găsească plăcerea în noi și nu oamenii. Zâmbeam pentru că mi-a trecut prin minte exemplul ăsta, nu... Cred că toate trecem pe acolo când stăm foarte mult timp în fața dulapului și nu știm cu ce să ne îmbrăcăm și încercăm mai multe ținute și mai multe ținute și parcă nimic nu se potrivește. E un exemplu amuzant. Eu, de exemplu, când trec prin momente ca și astea, știu că ceva în inima mea nu e bine. Știu că ceva mă supără. Zi, parcă ești extra preocupată de cum... Da, când nimic nu se potrivește, când nimic nu stă bine, când dintr-o dată nu mai am, domne, cu ce să mă îmbrac. Când spui lucrul ăsta, știi, unde-i mulțumirea din inimă? Unde-i... Și iarăși intervine problema că cum să mă îmbrac din nou la fel cum am îmbrăcat poate acum câteva zile? Și asta e din nou, apropo, ziceai de Pavel, nu ne place să fim contraculturali. Nu ne place să fim judecați, că poate suntem diferiți. Și apropo de ce poți să faci sau ce eu ce fac, practic, în viața de zi cu zi, atunci când văd că am tendința asta de a mă conforma, e că Duhul Sfânt te conștientizează. E să-ți calci pe propriul ego. Efectiv să calci o decizie pe care trebuie să o iei. Când știi că vrei să postezi o poză doar pentru ca să te simți tu bine, când știi că te îmbraci într-un fel anume la un eveniment tocmai ca să ai poze de pus, că vorbim de social media, că ăsta e canalul cel mai propice presiunea pentru așa socială. Ceva. Exact. Da. Când mă duc la un eveniment pentru că vreau să ies în evidență, cu toate că nu sunt eu centrul atenției, și multe alte exemple pe care le cunoaștem fiecare în dreptul nostru, când ne dăm seama de lucrurile astea, este efectiv o decizie de a-ți călca pe propriul ego. Mm-hmm. Da, vedeam recent un exemplu în social media, dar era un exemplu pozitiv. Eram o mămică, mă rog, content creator, se zice acum, știi? Zicea despre ce o motivează să se îmbrace decent, chiar având meseria asta cumva de a poza și... făcea și promovare de produse și așa, și zicea că unul dintre motivele pentru care continuă să se îmbrace decent e că vede ce mult îi deranjată firea ei pământească de lucrul ăsta. Și atunci știi că faci ce trebuie când vezi că firea pământească ți-e deranjată de chestia asta și mi s-a rămas așa în minte exemplul ăsta. Exact. Găsim în Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Care ar trebui să fie răspunsul nostru la toată presiunea veacului acestuia, la presiunea socială? Dacă Hristos trăiește în noi, ar trebui să fim influențări, noi să influențăm lumea, atrăgând-o spre Hristos, și să nu cădem în pericolul acesta, să lăsăm lumea să ne influențeze pe noi, despărțindu-ne de Hristos. Și cum facem lucrul acesta? Prin înnoirea minții noastre. Și e foarte fain acum, dacă am început și am zis că Adam și Eva au încercat ei să creeze o soluție, poate și noi de multe ori încercăm să ne creăm și la asta diverse soluții, dar vedem unde e răspunsul. Să ne preface prin înnoirea minții noastre și asta cum o face, nu Duhul lui Dumnezeu, știi, tot El. Și s-ar putea să ne creăm soluții, dar sunt temporare. Temporare, știi, temporare, de-aia mă refer, acea soluție, știi, sau soluția cu S mare, dacă vrei,
asta, știi, și tot Duhul Dumnezeu lucrează în noi, transformarea minții. Eu cred că așa cum vorbeam despre faptul că nu înțelegem că Dumnezeu își poate găsi plăcerea în noi, cred că nu înțelegem nici puterea pe care ne-o dă. Că spuneai tu de femeia care se îmbracă în putere. Avem impresia că parcă Dumnezeu nostru nu e suficient de puternic ca prin decența noastră și prin comportamentul nostru decent să îi impresioneze pe alții, să îi atragă pe alții. Adică dacă nu suntem conforme cu lumea, ce putere poate să aibă credința noastră? Și cred că acolo iarăși e o problemă teologică în viața noastră. Nu înțelegem, nu percepem și nu acceptăm, nu primim puterea pe care ne-o dă Dumnezeu, a mărturiei credinței noastre, care se manifestă și în decență. Eu cred că asta e, dacă începem să ne gândim fiecare în dreptul nostru, ce credem, vine vorba de puterea pe care, în care ne îmbracă, că tot Dumnezeu ne îmbracă în puterea asta. Și pentru că nu vedem puterea asta care vine de la Dumnezeu, nici nu îndrăznim. Nu îndrăznim să fim altfel decât este toată lumea. Nu îndrăznim, ne rușinăm de credința noastră, dacă vreți, de propriile crezuri, de mesajele pe care altfel le-am transmite. Cumva ne depersonalizăm în anumite momente de creștinul care suntem. De ce? Pentru a nu fi taxați de, să nu deranjăm, de cei din jur. Să nu fim după excluși, marginalizați. Mai bine tăcem, mai bine tăcem decât cineva să se uite urât la noi și să ne eticheteze. Mai bine tăcem decât să suntem înguști. Suntem medievali și știm... Și le-am auzit, le știm. Da. Cred că ar mai trebui să ne punem, nu că se mai pună întrebare, ar mai trebui să ne punem o întrebare. Cum cuantificăm influența? Pentru că dacă cuantificăm influența prin numărul de like-uri, dacă tot facem referire la social media, atunci da, probabil că o poză cu într-o ținută decentă nu va atrage la fel de multe like-uri ca o poză într-o altă ținută. Categoric, cu siguranță. Și dacă astfel cuantificăm influența, atunci da. Trebuie să fim în pas cu trendurile, trebuie să fim în pas cu lumea, trebuie să fim în pas cu ce se cere. Da, dar da, dacă vrem ca noi să influențăm pe alții, lăsăm pe Dumnezeu să facă calculele. Exact. Aici mi se pare foarte important. Să adune cifrele. E datoria noastră să cuantificăm influența. Da. Sau e datoria noastră să ne comportăm așa cum ar trebui, să fim transformați prin noirea minții noastre, să fim mai mult ca și Hristos și de acolo încolo să lăsăm pe El să facă ce are de făcut. Exact. Și cred că cu tine mai vorbeam, Adelina, despre faptul că uneori nu vezi poate roadele muncii tale, știi? Sau poate niciodată nu le vezi. Sau poate nu le vezi niciodată, dar tocmai cred că asta întărește ideea că noi trebuie să facem ce avem noi de făcut și apoi Dumnezeu o să-și facă și El partea lui categoric și să cuantifice influența, cred că ține de El. Și mai e o chestie, atunci când lumea și mersul lumii acestea se reflectă în noi, în atitudinile noastre, în comportamentele noastre, în vorbirea noastră, în vestimentația noastră, atunci lumina nu poate sta împreună cu întunericul. Și dacă permitem lumii să intre în noi, ce se întâmplă cu trăirea noastră după Hristos? Se pierde în iureșul acesta în care încercăm să ne raportăm la tot ce se întâmplă în jur, conformându-ne în loc să ne opunem prin mesajele pe care le transmitem. Chiar dacă vocile noastre sunt condamnabile, da, și sunt puse la zid, noi totuși ar trebui să rămânem niște persoane care să vestească o Evanghelie curată, să prezinte un Hristos care condamnă păcatul și nu îl încurajează, nu îl normalizează, nu face... Ce se întâmplă? Am ajuns să trăim zile în care păcatul a ajuns la culmi de cinste și nu doar că este încurajat, este și apreciat. Da. Și atunci sigur că vocea noastră se pierde cumva în tumultul acesta de voci care vin din social și ne pierde cumva și curajul de a mai spune ceva, de a mai arăta că de fapt... Dar tocmai asta nu trebuie să se întâmple. Cu cât devine mai mare presiunea socială, cu atât mai puternic ar trebui să se audă vocile noastre.
Prietenelor, vă mulțumesc frumos pentru conversația asta. Mulțumesc frumos pentru gândurile voastre și cred că genul ăsta de conversații își au locul, își merită timpul și sper că și voi le veți duce mai departe. Gând final, 2-3 cuvinte, dacă am ratat ceva, un sfat rapid. E foarte important să nu lăsăm asta e din partea mea, mă rog, din partea Duhului care mă călăuzește. Cred că e foarte important să nu ne abatem de la credința noastră, de la principiile noastre, doar pentru a fi pe placul oricât cuiva. Oricât de tare ne-ar costa ego-ul nostru. Da. Și dacă ar fi să rezum și eu pe scurt ultima parte a discuției noastre, cred că trebuie să avem mereu în minte faptul că nu putem în același timp să devenim mai mult ca și Hristos și mai mult ca lumea. Adică și mai mult ca Hristos și ca și lumea în același timp. Îs în contradicție ori una, ori alta. E o decizie. Cred că emisiunea asta ne-a stârnit la foarte multe decizii personale și sper că ce am început noi aici veți duce voi mai departe și că vă veți pune această întrebare de ce decizii personale voi lua eu de aici încolo, ca poate să îmi schimb un pic comportamentul și poate să arat o altă decență care vine dintr-o motivație corectă. Până ne revedem data viitoare, vă doresc să fiți bine!